Vine după masă. Mă aduc aminte de fratele că în urmă cu câțiva ani buni am slujit împreună în Herculane. M-am adus aminte așa în memorie și în urmă cu 2 sau 3 săptămâni, dacă nu greșesc, am văzut pe fratele la biserica din Ghețiman la Caransebeș. Domnul să-l folosească seara asta și amin, să-l întărească în putere și sub călăuzirea Duhului Sfânt. Amin. În seara asta aș vrea câteva gânduri din 1 Petru, capitolul 2, versetul 24. Scriptura ne spune, El, Iisus Hristos, a purtat păcatele noastre în trupul Său pe lemn, pentru ca noi fiind morți față de păcat să trăim pentru neprihănire prin rănile Lui. Am fost vindecați. În seara aceasta ne închinăm înainte acestui Dumnezeu, Fiul de Dumnezeu adevărat. Și spunem, Doamne, te slăvesc, pentru că Tu ai purtat păcatele mele. Îți mulțumesc pentru că ai murit pentru ele și fii slăvit pentru că m-ai iertat și m-ai izbăvit de păcatele mele. Al doilea lucru, pentru că noi fiind morți față de păcat. Firea noastră, cum spuneam de dimineață, avem nevoie să fie răstignită împreună cu Hristos. Și Hristos să domnească pe tron și firea să fie răstignită. Amin. Amin. Și al treilea lucru, să trăim pentru neprihănire. Suntem chemați ca și creștini. Să trăim în neprihănire. Și atunci când suntem oameni neprihăniți, Hristos este gata să-L ia în a patrulea rând. Prin rănile noi am fost vindecați. Este gata să dea vindecare sufletului și Hristos este gata să dea vindecare și trupului. Am experimentat vindecarea soției. În urmă cu un an spuneam la fratele Daniel că am trecut prin perioada asta în care medicii spuneau nu mișca că mori, nu mișca că mori. Și Dumnezeu acesta s-a atins de ea, este vie și este pe picioarele ei. Dacă Domnul îngăduie, peste câteva timp o să fie împreună cu noi. Rugați-vă ca Domnul să deschidă porțile ca să ajungem cât de repede. În seara asta ne rugăm și spunem, Doamne, fi slăvit pentru că ai murit pentru păcatele mele. Doamne, îți mulțumesc pentru că firea mea Tu poți să o răstignești și o răstignesc împreună și să fie răstignit acolo și Tu să fii un Hristos viu. Doamne, ajută-mă să trăiesc în neprihănire și fi slăvit, Doamne, pentru că Te poți atinge de trupul meu și de sufletul meu și îmi dai vindecare. În seara asta suntem chemați să ne rugăm pentru aceia care trec printr-o perioadă de boală, ca Domnul să se poată atinge de ei, dar în primul rând să le mântuiască sufletul. Și apoi Domnul să se atingă și de boală. Ne plecăm pe genunchi și ne închinăm fiecare